Binecuvântați, Părinte, întâlnirea noastră de Doamne, astăzi. Doamne ajută, Doamne. Părinte, Amen. spuneați dumneavoastră că pomelnicele de pomenire ale ieromonahului Arsenie Boca sunt tot mai prezente la altar. E adevărat? Sunt, pentru că suntem în situația asta fericită. O parte ne rugăm de el și o Așa. parte ne rugăm la el. Am spus-o des că suntem în cea mai bună situație și putem să mai facem un test scurt demografic. Numărul de copii cu numele de Zian și Așa. Ziana, care a crescut foarte mult, mai ales în Ardeal. Un nume aproape uitat într-o vreme. Splendid. Da, Sper că superb. Părintele e prezent în mijlocul nostru și așa. Da. Nu mai spun că avem mulți copii, Arsenie și Arsenia la Și botez. Arsenie. Dar asta arată odată în plus că poporul e foarte atent la amănuntele acestea ale prezenței Părintului Arsenie în viețile noastre, în viața duhovnicească a bisericii. Domnule El profesor, e viu. Părinte, ați cunoscut oameni, nu, care la rândul lor l-au cunoscut pe Părintele Arsenie. Se duceau în pelerinaje, stăteau acolo zile, nopți, doar să se poată spovedi la Părintele Arsenie Boca, mare duhovnic al neamului nostru. Spuneți-ne, dumneavoastră, ce știți, ce ați aflat, ce v-a interesat, ce ați cercetat sau doar ce ați trăit, dumneavoastră personal. Acum, trebuie să spun că noi vorbim foarte mult despre ce a vorbit Părintele Arsenie, dar nu Păi suntem în putem stare să să vorbim vorbim și despre ce a făcut, despre cât a pentru tăcut. că... Nu, 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 cât a declar. tăcut Părintele Florentin. Părintele a fost obligat să tacă multă vreme. A A fost. fost, în parte, Așa am aflat. anulat Da. drept comunicator al bisericii, dar oamenii mergeau la el și în vremea când când el tăcea. Da. Amintirile mele sunt indirecte prin oameni care l-au cunoscut în perioada în care, de exemplu, de la Făgăraș la Drăgănescu se deplasau oameni credincioși cu copiilor, cu tot, iar Da. părintele era extrem de atent, extrem de atent. De-aia mă deranjează un pic spectacularul creat în jurul lui, cred că nu i-ar fi fost pe tihnă și pe suflet. Părintele era un om extrem de smerit și extrem de Da, atent, de o părinte, inteligență. vreau să vă întreb, mă scuzați că vă întrerup. Spuneți asta, că îl deranja spectacularul, dar făcea lucrurile astea pentru oameni, îi vindeca. Oamenii au depus Da, dar mărturie, o parte din există. lucrurile pe care le făcea, noi nu Așa? le știm. Noi nu le știm, Noi e am aflat adevărat. despre multe Sunt dintre foarte multe vindecări lucruri pe care nu le știm. după plecarea lui. Nu-ți închipui, Florentina, că el făcea acolo în față la sâmbătă un stadion așteptând să fie Dar aplaudat nu de mă oameni. gândesc la Nici asta, de cum. părinte. Părinte, am cartea asta, din nou spun despre ea. Și aici există o mărturie a doamnei Elena Bârsan din Sâmbăta de Sus, care spune așa: un orb a stat o lună de zile la mănăstire și cânta mereu o cântare despre pace. Într-o zi, după vecernie, după ce au ieșit toți din biserică, părintele Arsenie l-a luat pe orb afară și i-a zis să se uite în sus și să-i spună dacă vede ceva. Și a răspuns că parcă zărește ceva. A doua zi, după vecernie, din nou l-a luat și i-a zis să privească spre cer, iar orbul i-a zis că vede mai bine. În a treia zi, orbul a văzut și mai bine. În circa o săptămână, orbul s-a vindecat. Da, asta e forța rugăciunii părintelui. Nu făcea ceva ieșit din comun pentru un om de talia lui. Pentru el asta era firescul smerit al ortodoxiei. Nu, Minunat. lumea nu înțelege lucrurile astea. De aia Minunat. crede că e nevoie de zgomote și girofaruri. Ai văzut vreo icoană cu Mântuitorul cu girofarul în mână, cu claxoane, cu portavoce? Nu există așa ceva. Părintele este cel care ne-a învățat că, de fapt, ortodoxia e un adânc de smerenie. O spunea din filocaliile la care a contribuit. Da. Estetic, fizic, plătind pentru ele. Părintele, din acest punct de vedere, este o forță a rugăciunii, dar în aceeași vreme vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Când vorbim de energie la Părintele, vorbim de energiile necreate din care s-a împărtășit din energia necreată a lui Dumnezeu. Modul în care slujea tainele, modul în care slujea liturgia, modul în care dăruia prin taine oamenilor nădejdea mântuirii și puterea aceasta a vindecării. Astea sunt de remarcat. Altfel îl transformăm într-un mag modern și în fel de un câștigător de puncte la shoppingul european și la shoppingul de valori. Ori părintele nu era așa. Părintele era mult mai atașat de lucrurile cu adevărat importante și spirituale. Mie mi se pare că, revin, gândiți-vă cât s-a crescut pentru a fi ceea ce a fost. Are experiența Atosului, trimis de Mitropolitul Nicolae Bălan împreună cu alți duhovnici buni ai Sâmbetei. Își practică desenul, era un studios al dogmatic, avem dovezi.
realizează o pastorație individuală pe care a avut excepționala intuiție de a nu lăsa să fie rostită în afara acestei pastorații individuale. De altfel, Părintele aparține o propoziție extrem de interesantă. El spune la un dat că nu are ucenici. Îi văd pe mulți că se dau ucenicii Părintelui, ne spun, s-au atins probabil de această harismă a Părintelui, dar ucenicela Părintele Asenie n-a făcut nimeni pentru că n-a avut cum să-și crească ucenicii. Apoi, pe de altă parte, răbdarea asta lui incredibilă, incredibilă. Un om de talia lui care, vorba aceea, mișca munții din loc, să fie într-un fel sau altul claustrat la Drăgănescu, acolo în plină câmpie, lângă un lac, care acum e mai mare, pe atunci nu era chiar așa de organizat, și să continui să faci ceea ce știi mai bine, să propovăduiești adevărul, să încurajezi oamenii, să iubești oamenii. Mie mi se pare că nouă, la vremea de acum, profilul acesta de preot melisește, preotul care iubește oamenii și încurajează, care le spune, haideți că puteți. Acel mă tată nu era unul cu o tonalitate de certăreț, ci unul de om iubitor. Îi văd pe oameni că își caută acum punctele cardinale ale întâlnirii cu Părintele Arsenie. Pe Părintele Arsenie, în primul rând, îl găsim în liturghie. Acolo plămădea el puterea aceasta. Îl găsim în rugăciunea particulară, îl găsim în pocăință. Cât de mult s-a rugat de noi să ne pocăim, cât de mult pun ce accent major punea pe rugăciunea particulară și pe pocăință, pe părerea de rău pentru păcate. Știi, Părintele făcea, de fapt, apel la cel mai frumos proiect al Bisericii Primare, că Domnul Hristos pentru aceasta a intrat în lume, ca să ne dea iertare de păcate. Și noi să o simțim. Ori în lumea asta obraznică, Părintele deranjează. Că avem o lume care zice, eu n-am păcate, n-ai. Sunt niște mici disfuncții psihointelectuale. A vorbit Domnul Dulcan atât de frumos de tensiunea din familia sa. După psihoanaliștii moderni, ar fi trebuit să fie un ratat. La ce zonă s-a născut și în ce condiții s-a născut. Dar Hristos ne arată că nu știința este cea care dă caracterul. Da? Suma cunoștințelor, nu este cunoaștere. Da, părinte, da, nu cred că ar fi divină, putut. Natura divină, umană, da. Care crește în natura divină, da. N-ar fi putut sub nicio formă să devină un ratat. Mă scuzați, pentru că știu că părintele la un moment dat a făcut o afirmație că mama lui, când era însărcinată cu el, privea tare mult la icoana Maicii Domnului și se ruga la ea. Din punct de vedere duhovnicesc, să știi că mamele dau începutul, dar ceilalți trebuie să muncim serios. Da, da. Fericiți bărbații care au mame care nasc preoți, asta vă dau scris. Știu cât de important e să te nască o mamă inteligentă, bună, curtenitoare cu binele. Părintele, lângă toate aceste daruri ale mamei sale, a luptat împotriva unei societăți viciate. Cine știe istoria Transilvaniei știe ce înseamnă zoda bradului. Știe cât de greu era să supraviețuiești într-o zonă de minerit în care consumul de alcool, înjurătura, uciderea era o zonă în care uciderea și sinuciderea într-o anumită perioadă a fost foarte mare. E bine, eu, senzația mea este că l-a ridicat Domnul Hristos de acolo ca să ne arate că nu există spații pierdute pentru Dumnezeu. Nu există petec de pe pământul de Harul lui Hristos să nu lucreze la mântuirea noastră. Ce părere aveți despre afirmația Părintelui că atunci când oamenii sunt nemulțumiți de preoți, când spun că nu fac și că nu sunt cum trebuie, Părintele spunea, vreți preoți mai buni? Nașteți-i! Creșteți-i așa cum ați vrea să fie! Ce părere aveți despre asta, Părinte? Cred că are dreptate. E, nu știu câta oară când trebuie să închin că o propoziție la Părintele Arsenie face cam cât un tratat de-a nostru de teologie de azi. Părintele avea intuiția aceasta de a-i pune pe oameni la punct. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi dat cu mine de pământ în câteva situații. Pentru că nu era un tip moale. Era un duhovnic foarte cald, da. Era foarte simpatic și dur câteodată în ceea ce afirma. De aceea îl și iubesc. E un om drept. Se simte că e un om drept. E un om care și-a asumat inclusiv umilința, trebuie să o spun așa, inclusiv din partea unor oameni ai bisericii. Părintele a avut în el capacitatea ce ascultare desăvârșită face. Câte vreme i s-a cerut lui, care iubea atât de mult liturghia, să nu mai slujească, a făcut-o cu o smerenie care încă împune nodul în gât. Ca monument de iertare și ca monument de smerenie, îndrăznesc să spun că nu avem echivalent în cultura preoțească modernă.
Noi ne-am fi revoltat, ne ceream drepturi. Părintele e simpatic. Părintele știe că n-are niciun drept și că singurul drept este să fie până la capăt al lui Hristos. De aceea Dumnezeu îl binecuvintează cu daruri pe care noi ceilalți nu știu dacă le vom câștiga vreodată. Deci la un adânc de smerenie primește o înălțime de har. La un adânc de iertare primește un vârf de iertare și mie gândul meu este acesta, că Dumnezeu ne-a dăruit pace și pentru viața unor oameni de genul acesta în mijlocul nostru. S-ar putea acum să ne fie mai greu pentru că ucidem tot ce înseamnă Duhul Părintelui Arsenie în tinerii noștri, în preoții noștri, în copiii noștri, că suntem hârâiți, foarte deranjați într-un fel sau altul de prezența Sfințeniei în mijlocul nostru. M-am uitat la oameni când merg acum, la vreme de pandemie, la Părintele Arsenie. Da. Merg cu aceeași dragoste, cu aceeași smerenie, cu același nod de gând. Și când ajung, pentru că știu că sunt creștin botezat, numele Sfintei Trăimi, fac apel la cel mai mare releu pe care îl avem în comunicarea noastră cu Sfinții. Sfânta Trăime, la Împăratul Ceresc, care poartă rugăciunea dintr-o parte într-alta. Și oamenii îl iubesc. Pentru asta îl iubesc pe Părintele. Pentru chipul acesta de iertător și binecuvântător al unui popor în derută. Nu e mai greu acum decât sub comuniști, să nu ne mințim. Nu e mai greu acum decât în al doilea război mondial. Și în momentele acelea grele, Dumnezeu a ridicat acest păstor și acest profet în mijlocul poporului. Nu e singurul, să ne înțelegem bine, dar este cel care dăruiește atât de mult încât nici nu cred că ar exista țara Făgărașului fără Părintele Arsenie sau zona Hațegului, munții aceia care da. L-au făcut să se tulbure și să se liniștească deopotrivă. Dragul lui pentru oameni nu e bătut de nimic. Vorba lui, nu, iubirea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu e mai mică decât, cu mii de ori mai mică decât dragostea lui Dumnezeu pentru ultimul dintre păcătoși. Avea în el talentul acesta de a scoate în relief dragostea imensă a lui Dumnezeu și neputința noastră de a crește uneori în înțelegerea aceasta. Inter. Mitropolia Ardealului a început demersurile de canonizare a Părintelui Arsenie Boca în noiembrie 2015. Zic eu bine? Aia cred că a început mai demult, când ne-a pus pe studenți să învățăm așa? Și să citim corect ce a scris Părintele. Una dintre cele mai grele misiuni pe care le ai la ora actuală este să discerni informația despre Părintele Arsenie. Uite, ai citit declarația domnului Vulcea despre datele morții Părintelui. Vă îndemn să mergeți la Drăgănescu și să vedeți cum a pictat în altar, acolo unde canonul ne cere să fie pictat altceva. Așa. Exact pe martiriul Sfântului Ștefan cel Nou, care este prăznuit astăzi și care este data morții sale. Părintele sigur că știa în ce direcție merge, dar observați cât de firesc o zice, ca și cum ar fi normal să se întâmple aceasta. Din punctul meu de vedere, canonizarea Părintelui Arsenie a început din prima clipă în care s-a stins. Oamenii care au fost prezenți atunci la Hristop, să știți că știau pe cine mormântează. Noi nu știm încă pe cine canonizăm, dar ei știau foarte bine. Erau oameni care s-au atins de Sfințenia Părintelui și n-au crezut în el, ci au crezut în Dumnezeu care i-a trimis. E o mare, mare, mare problemă aici să înțelegem bine. Oamenii îl iubesc pe Părintele Arsenie pentru că este dăruitorul lui Dumnezeu în viețile lor. Niciodată Părintele n-a îndemnat să fie adulat, ci din contră, de fiecare dată s-a strecurat prin mulțime. Sunt multe mărturii în care Părintele dispare ca să nu fie pricină de sminteală în credință. Părintele e un dăruitor de Dumnezeu către oameni. Nu s-a dat doar pe sine. Nu s-a pus pe el în valoare și atât. N-a creat un vedetism vendetic împotriva veneticilor din biserică și din politica din vremea aceea. Părintele este realmente un dăruitor de Dumnezeu. Sau dacă vreți, un purtător de Dumnezeu, un teofor, cum se spune. Sigur că în tot procesul canonizării ține de legislația duhovnicească a bisericii, asta pe care unii o confundă cu codurile lor proprii câteodată. E o legislație care vine de foarte multă vreme spre noi, care doar pune ordine în realitate, nu schimbă realitatea. Realitatea este că Părintele Arsenie a dăruit enorm și este un model de trăire. Alături de el sunt multe alte modele de trăire în perioada comunistă în România. Îndrăznesc să spun că va veni în mod cert și vremea în care vom pomeni, măcar așa, într-un singur potir de pomenire,
pe toți mucenicii și martirii din temnițele comuniste. Îndrăznesc să spun uneori chiar indiferent de nuanța lor politică ori confesională. Dar asta nu înseamnă că ei nu se roagă deja pentru noi, că nu sunt în priza rugăciunii și a trăirii de dragul nostru și sunt convins cu adâncă smerenie că dacă mai rezistăm astăzi, nu rezistăm datorită statului nostru pe scaune, ci statului lor în genunchi în continuare și umilinței lor de atunci, smeririi lor de atunci, care nu poate fi anulată de îngânfarea nimănui din zilele noastre. Părinte, vreau să vă mai spun și pe urmă vă dau cuvântul, domnule profesor, că am ajuns aproape de final. Vreau să vă spun, părinte, că tot caut să ne rugăm 8 zile cu părintele Arsenie Boca. Cartea dumneavoastră, o să-l cert pe Romeo, că mi-a zis să-l cert ca să apară din nou, că păi nu mai e cartea asta. Și e o încercare de a mă vindeca într-un fel sau altul. Cartea aceea a apărut din nevoia de a spune că părintele Arsenie este și teolog. Toată lumea îl vede doar așa, ca un făcător, îl vedea atunci, la momentul apariției, doar ca un simplu, hai să spunem, jucător în plan pastoral. Ori părintele este un teolog de marcă. Eu de atunci încoace, colegii de la Carisma, de la editura de la Deva, au republicat și au publicat texte majore ale gândirii părintelui Arsenie, unele pe care cei care l-au bodogănit și l-au înjurat și l-au pus la colț, nici măcar nu le-au atins cu vârful degetului sau cu adâncul privirii. Părintele este remarcat.